Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Catolicii din Barcelona a trimit un mesaj Vaticanului și cer ca femeile să fie hirotonite și preoții să se căsătorească. Papa va numi 21 de noi cardinali în luna august, punându-și astfel pecetea pe viitorul Bisericii Catolice. Conflictul însă dintre liberalii și conservatorii catolici a adus Biserica Romano-Catolică în pragul schismei, care ar putea avea loc deja în 2023. De ce este reală scindarea și cum va afecta ortodoxia, vă spunem astăzi la Lumea Religioasă azi. Rămâneți cu noi, începem! Și catolicii ai diecezei de Barcelona au dezbătut săptămâni întregi despre viitorul bisericii și au ajuns la concluzia că papa și episcopii ar trebui să rupă formele care au fost înrădăcinate în religia catolică de secole. Catolicii din Barcelona au cerut dialog pentru a face posibilă preoția feminină și, în plus, celibatul actual al preoților să fie opțional și nu obligatoriu. Este pentru prima dată când ierarhia bisericească întreabă pe enoriași despre viitorul instituției. A urmărit acest subiect pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-am regăsit! În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bun găsit! Pentru început mergem în Spania să ne luăm toate informațiile. Înțelegem, pastore Dobra, că este pentru prima dată când ierarhia bisericească îi întreabă practic pe enoriași, pe enoriași despre viitorul bisericii, instituției. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu cererile și propunerile lor? Da, nu numai pe credincioșii din Barcelona, ci îi întreabă pe credincioșii din toată lumea. În cazul acesta, enoriașii catolici ai diecezei din Barcelona au dezbătut săptămâni întregi câteva întrebări despre viitorul bisericii și au ajuns la concluzia pe care ați formulat-o mai devreme, și anume că biserica ar trebui să rupă aceste forme rădăcinate în Biserica Catolică de secole. Au cerut dialog pentru a face posibilă preoția feminină și celibatul actual al preoților să fie opțional și nu obligatoriu. De fapt, cererea urmărește un pic modelul ortodox. Ceea ce se cere este ca celibatul să fie opțional și să se permită preoților să fie hirotoniți dacă sunt deja căsătoriți. Amintind că Biserica Ortodoxă, cel puțin pe hârtie, regulile spun că preotul, o dată hirotonit, nu ar trebui să se mai recăsătorească. Cam acesta ar fi și modelul pentru care optează acești credincioși. Este pentru prima dată când se întâmplă o astfel de consultație și aceasta va avea loc în trei faze. Prima fază este eparhială. În toate eparhiile lumii se organizează întâlniri în parohii pentru ca toți membrii bisericii să poată să vorbească liber. Iar în a doua fază vor avea loc întâlniri, prima dată la nivel de continent, și apoi în 2023, în octombrie, o întâlnire finală la Roma. Faza finală va fi o întoarcere a concluziilor din partea Romei către biserici. Ni se spune că nu a fost o votare tip referendum, ci au fost consultații. Fiecare eparhie culege părerile, opiniile noriașilor și le transmit la sediul central, iar apoi fiecare biserica din fiecare țară va transmite aceste concluzii Vaticanului. Așadar, vreau să repet puțin, mai ales pentru cei care poate au intrat mai târziu în legătură cu emisiunea noastră, catolicii din Barcelona trimit
un mesaj Vaticanului și cer ca femeile să fie hirotonite și preoții să se căsătorească. Iar sinodul eparhiei concluzionează că biserica trebuie să fie mai transparentă și preocupată în plus de victimele abuzului sexual. Spuneți-ne mai multe despre comentariile care au avut loc pe marginea acestor doleanțe și cât de mulți sunt cei care împărtășesc aceste convingeri. De asemenea, ce așteptări sunt legate de transparență? Textul știrii din Spania exact la asta se referă. Se așteaptă o mai mare transparență pe anumite subiecte, pe subiectele pe care le-am anunțat. Da, trebuie să amintim că Biserica Spaniolă împreună cu cea poloneză, portugheză, sunt dintre cele mai conservatoare din Europa. Este un gest important faptul că din Spania vine în sfârșit această cerere cu femeile, hirotonia femeilor cu preoții, dar acum și cu abuzul preoților. Biserica Catolică Spaniolă este dintre ultimele din lume care să ia atitudine împotriva preoților abuzatori. Și asta după presiunile enorme făcute de ziariștii presiei de stânga, care au presionat nu numai biserica, dar și Parlamentul Spaniei ca să ia măsuri să creeze o comisie de cercetare a acestor cazuri. Nenumărate cazuri, sunt foarte multe și în Spania ca în toată lumea. O foarte mare parte a populației este profund tulburată de aceste rapoarte. Opinia publică este favorabilă nu numai primelor două propuneri, dar și unei reforme mai profunde a bisericii ca să nu mai permită astfel de cazuri de abuz din partea preoților. S-a discutat luni de zile, aproape la fiecare știre, am văzut la serviciile de știri, comentarii, publicații în ziare, dezvăluirea ale unor victime despre această temă. Biserica a negat foarte mult timp, n-a vrut să ia atitudine. Acum a format o comisie de cercetare, dar o comisie internă care nu satisface presa și se cere o cercetare independentă a acestor cazuri. De aceea se cere independență și să se termine cu aceste abuzuri și corupție din biserică. În câteva secunde, ce credeți că se va întâmpla mai departe? Am putea asista, de exemplu, la dezlegarea celibatului preoțesc în Biserica Catolică? Ce părere aveți? Am putea. Am citit un articol mai extins de CNN care a revizuit un pic părerile papilor anteriori cu privire la celibat și spuneau că este o doctrină. Papa actual spune că nu este o doctrină a bisericii, ci un regulament intern care poate fi schimbat. Dar așteaptă ca această propunere de schimbare să vină din partea țărilor, din partea bisericilor locale și nu de la Roma. Așa că se pare că Papa a dat primul pas în 2019, la sfârșit, într-un conferință de presă, a spus că este deschis pentru așa ceva. Este foarte posibil ca biserica să încerce să se modernizeze și să oprească scurgerea de membri din Biserica Catolică. Mulțumesc mult, Cristi Dobra, pentru corespondența, pentru informațiile de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni. Eu vă mulțumesc, la revedere. La revedere. În studio alături de mine, vă reamintesc, este pastorul Valeriu Petrescu. Ce părere aveți? Vom asista în sfârșit la o schimbare în doctrina celibatului preoțesc. Ce părere aveți în Biserica Catolică? În primul rând, Biserica Romano-Catolică este sub o presiune enormă din punct de vedere social. Pe de o parte, societatea, mai ales cea vestică, dar nu numai, se secularizează într-un ritm galopant, iar pe de altă parte, toate, era să spun un cuvânt ăsta foarte popular, toate lucrurile astea murdare care ies la iveală, exercită o presiune dublă, atât din exterior, dinspre societate, spre biserică, cât și din interiorul bisericii, fiindcă oamenii credincioși, devotați bisericii, sunt oripilați aflând că cei în care ei și-au pus nădejdea și, mă rog, preotul în Biserica Romano-Catolică are niște drepturi excesive și oamenii își pun toată nădejdea în ei. Deci, având în vedere această presiune, tema recurentă a abuzurilor sexuale și nu atât a abuzurilor, cât a modului cum biserica i-a tratat pe abuzatori, adică i-a acoperit, i-a mutat de colo-colo ca să li se piardă urma,
Toate acestea fac ca la nivel înalt al politicii bisericii să se caute soluții de eschivare. Nu e vorba de o schimbare radicală a bisericii, ci e vorba de niște soluții care să deturneze atenția de la lucrurile astea grave. Și atunci, avem subiectul ăsta care este universal în bisericile creștine, al hirotonirii femeilor. Ăsta se aruncă pe piață, aduce o mulțime de comentarii, de poziționări pro și contra. În plus, mai nou, s-a adus în discuție, a nu știu câta oară, subiectul celibatului preoților. Și mai este o presiune foarte puternică, care nu se vede la prima vedere, dar care se exercită, și anume dorința Bisericii Romano-Catolice de unitatea creștinătății, unitate în jurul ei, a Bisericii Mamă, așa cum se numește, are câteva piedici. Dacă vorbim de ortodoxie, atunci chestiunea asta celibatului preoților e ceva de discutat. Și atunci, asta e o temă mai blândă decât abuzurile sexuale. E o temă mai puțin controversabilă decât hirotonirea femeilor. Și se aruncă pe piață în așa fel încât să se discute. Consultarea asta, care se desfășoară pe parcursul a 3 ani, începând de la eparhii și continuând cu întâlnirea de la anul de la Roma, cea programată, în așa numitul Conciliu al Episcopilor, este pur și simplu un sondaj de opinie. Haideți să vedem cum se simte subiectul acesta și în Italia. Suntem în legătură cu pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Mă bucur de toată inima să vă regăsesc cu bine. Cum se simte subiectul acesta al celibatului papal? Am putea asista la o schimbare de regulament? Celibatul preoților este un subiect cald. Se vorbește mai puțin în momentul acesta în Italia, pentru că discuția este preluată de numirea celor 21 de cardinali, de care probabil vom vorbi în câteva secunde. Însă știu sigur că sunt documente deja pe masa Papei, trimise din partea episcopiilor, din partea episcopiilor din Piemonte, din Germania. Este un document foarte important legat de hirotonirea femeilor, unde o soră, o maicuță, Filipa Rad, a scris o carte în care a adunat mărturiile la multe femei, unele dintre acestea fiind și surori, maicuțe, care pretind și cer ca biserica să introducă sacerdoțiul feminin. Știu că sunt discuții foarte serioase și cu siguranță vor fi luate în analiză la întâlnirea sinodală de anul viitor. Până una alta, Papa va numi în luna august 21 de noi cardinali, punându-și astfel peceta pe viitorul Bisericii Catolice. Cine sunt cei 21? Care sunt criteriile, scopul și efectul acestor numiri? Cei 21 de cardinali care deja au fost prezentați se adaugă la cei 116 cardinali electori și 90 de cardinali care nu sunt electori, și în felul acesta se mărește numărul. În mod normal, Papa numește cardinali de-a cursul anului, deci nu este în numirea lor ceva extraordinar, ci este specific, este deosebit faptul că numește atât de mulți. În mod normal le numește 2, 3, 5, 6. Faptul că acum sunt 20, 21 de persoane, 21 de numiri, este ceva care nu este obișnuit. Numărul celor 16 cardinali electori, le am aici în față, o să spun câteva cuvinte, câteva nume, să le prezint peste câteva secunde. Numărul celor 16 cardinali electori se adaugă, spuneam, la cei 116 care sunt deja în momentul acesta, și iată că se întâmplă un lucru interesant. Numărul cardinalilor electori stabilit de decretul canonic trebuie să fie 120. 116 sunt, se adaugă 16, deci iată că ne ducem dintr-o dată la 132. Iată că Papa face o altă modifică, mărește numărul cardinalilor electori la 132, trecând peste limita stabilită de dreptul canonic de 120. Și încă un lucru interesant, faptul că două treimi din acești cardinali electori sunt cardinali numiți de Papă, care au un debit moral, aș putea să spun, sau un debit de simpatie față
de părintele lor spiritual care i-a adus în funcția aceasta. Înțelegem că suveranul pontif a lăsat deoparte arhiepiscop din orașe importante, preferând să numească clerici din locuri îndepărtate, aparținând unor biserici mai mici în dezvoltare. De ce? Da, există o chestie interesantă. În prezentarea acestor cardinali, papa a spus, titlul de cardinal nu este un titlu de merit, ci este o chemare la misiune. Iată, deci că titlul cardinalizio este o misiune, o misiune, așa exact cum a spus papa. Deci, despre care misiune este vorba? Evident că e vorba de misiunea bisericii. Se știe că biserica în prezent este confruntată cu probleme foarte importante într-un proces de transformare, cum cred că nu a fost de zeci de ani de zile, ruptă între liberali și conservatori. Din cei 21 de cardinali, unii sunt foarte tineri, 48 de ani, ca de exemplu cardinal Marengo, care este la Ulan Bator, în Mongolia, 48 de ani, este un cardinal crescut, am putea spune, la școala Vatican al II-lea. Media de vârstă este de 65 de ani. Împrăștiați de pe toată fața pământului cardinali tineri care au o misiune. De ce, mi-ai spus tu, nu m-ai întrebat tu, nu sunt aleși, nu au fost aleși cardinali cu rolul tradițional. În mod normal erau numiți cardinali acei episcopi care erau aleși în orașe importante, Milano, Paris, Montreal, Veneția. De data aceasta, iată că sunt cardinali, ca de exemplu Gian Marino El, care este la Marsilia, Urlic Leonardo, care este în Brazilie, Onusus, Filippo Neri, care este din India, God, Oscar Cantone, care este la Como. Deci, iată, Como este un orășel micuț în Italia. Niciodată n-a fost episcopul din Como, numit cardinal. De ce? Părerea mea este că acești cardinali crescuți în viziunea Consiliului Vatican al II-lea, deci vorbim de cardinal cu o viziune deschisă, reformatoare, liberală, promotoare mișcări liberale în Biserica Catolică, să-și poată împlini, sau să mai bine zis, să ducă mai departe reforma pe care Francesco a inițiat-o și care se vede că din ce în ce este mai slab și sănătatea nu-i permite să meargă pentru mult timp înainte. Conflictul dintre liberalii catolici și conservatori a adus în Biserica Romano-Catolică, a adus biserica în pragul schismei care ar putea avea loc deja în 2023. De ce este reală scindarea și cum va afecta ortodoxia? Vă spunem chiar acum, vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Benone Lupu, rămâneți alături de noi, vă rog. Așadar, iată, pe de-o parte, Vaticanul va numi 21 de cardinali, ne-au explicat cumva rolul, impactul, efectul, însă se discută despre o scindare a catolicismului și care, iată, s-ar putea întâmpla chiar în 2023. Ce părere aveți? Scindare în sensul clasic al cuvântului nu va fi, pentru că biserica asta are de 2000 de ani niște instrumente și un exercițiu îndelungat de a păstra unitatea, măcar de formă. Dintotdeauna în sânul catolicismului au existat păreri divergente și întotdeauna s-au găsit metodele ca ele să fie aplanate. Însă și alegerea acestor cardinali este o mișcare politică. Seamănă foarte bine cu numirea judecătorilor la Curtea Supremă în Statele Unite. Fiecare președinte își numește judecători acolo în funcție de politica sa, mai conservator sau mai liberal. Asta face și papa. Are acum o majoritate confortabilă de 83 de cardinali electori, deci viitorul politicii lui este asigurat, fiindcă ăștia îi sunt îndatorați și când va fi să fie ales noul papă, vor alege tot așa pe cineva care cu siguranță este deja pregătit. Scindarea. Sunt mișcări centrifuge în toată lumea și lumea religioasă nu face excepție, nici Biserica Romano-Catolică. Însă și demararea acestui proces de consultare a bisericilor prin Consiliul Cardinalilor, care a început anul trecut, chiar din 2020, și continuă până anul viitor, este una dintre metodele folosite pentru a aplana divergențele. Dacă îl dai oamenilor posibilitatea să vorbească, să-și exprime punctul de vedere, mai ales nemulțumirile, ei dezamorsat. Ce faci tu cu aceste informații?
unde vei duce lucrurile, se va vedea anul viitor la întâlnirea de la Roma. Și cu siguranță că există deja totul pregătit în așa fel încât unitatea, cel puțin formală, a Bisericii Romano-Catolice să nu fie afectată. Azi ne aducem aminte că au fost antipapi, au fost conflicte deschise de-a lungul istoriei în Biserica Romano-Catolică și nu s-a scindat niciodată. Decât acum 500 de ani la reformă. Bun, să vedem de ce în 2023 ar putea asista la o scindare a Bisericii Catolice. Benone Lupu, ce părere aveți? Eu sunt de acord cu colegul Vale Petrescu pentru că agenda de la întâlnirea sinodală de la Roma este deja făcută, este făcută de papă și este posibil ca probleme spinoase care deja la ora actuală sunt prezentate de media, de stampa, să nu fie pe ordinea de zi a discuțiilor sinodale. Pe de altă parte, Biserica este într-un proces de reformă unic, cum n-a fost niciodată, insistența cu care papa nu vrea să se exprime în problema homosexuală sau homosexualilor sau este chiar favorabilor comunicarea divorțaților, declarații teologice foarte moderne, afirmația că infernul nu există, că este doar o stare de suflet, și așa mai departe, problema sacerdoțului feminin, deci nu pot să fie trecute cu vederea. Nu va avea loc o scindare, o rupere a Bisericii Catolice, pentru că nu va putea să se întâmple lucrul acesta, însă se va întâmpla altceva, după părerea mea. Exact ce s-a întâmplat în Biserica Anglicană, în Biserica Protestante, și ce se întâmplă la ora actuală în Biserica Catolică Engleză. Iată că deja avem Biserica Unită a Angliei, Biserica Episcopală a Angliei, a introdus de câțiva ani deja sacerdoțiul feminin. Și sunt tendințe puternice în Germania, iată acum în Spania, așa cum spuneai. Deci, care a fost rezultatul introducerii culturii LGBT în bisericile protestante, în Biserica Catolică, sacerdoțiu și așa mai departe? Dacă ne uităm la statistici, rezultatul a fost o îndepărtare treptată, tot mai profundă, a oamenilor de biserică și de Dumnezeu. O creștere a ateismului. Părerea mea că nu va exista o scindare, dar rezultatul pe termen lung va fi o scădere a credinței, o îndepărtare a oamenilor de biserică și o creștere a ateismului. Biserica Ortodoxă nu va scăpa de lucrul acesta. Este un val care va veni și peste Biserica Ortodoxă și cu siguranță se va vorbi și despre ortodoxie, însă vreau să-l întreb și pe domnul Petrescu, de ce 2023? Pentru că așa a fost programat, pentru că lucrurile se mișcă întotdeauna într-un ritm convenabil bisericii și da, sunt de acord cu ce spune Benone Lupu, biserica se simte obligată, e constrânsă de realități să găsească noi căi. Și așa cum în anii 60 în America de Sud a pornit curentul acela cu Evanghelia Prosperității, cu hai să aducem muzica rock în biserică ca să nu-i pierdem pe tineri, rezultatele au fost dezastroase, dimpotrivă s-au pierdut tot mai mulți, așa și aducerea în prim plan a acestor teme, cum e hirotonirea femeii, mă rog, celibatul preoților și alte chestiuni din astea spinoase, nu vor reuși să mențină atenția oamenilor și dorința oamenilor de a fi parte a bisericii. Dimpotrivă, vor îndepărta pe oameni, cei religioși nu se vor mai regăsi, ceilalți așa nu sunt interesați. Așa că eu cred, uitându-mă și la profeția biblică, că se va împlini răspunsul la întrebarea aceea retorică, dar când va veni, el va găsi credință pe pământ? Răspunsul clar este că nu prea. Da, în lumea religioasă multă politică, multă diplomație, îi trebuie multă credință, însă despre care vorbeați. Totuși, rămânând la subiectul acesta, pe site-ul Uniunii Jurnaliștilor Ortodoxi, încă de anul trecut, ei au semnalat ideea aceasta a scinderii catolicismului și, foarte interesant, puneau exact întrebarea aceasta: la ce se poate aștepta ortodoxia, ce legătură este până la urmă între ortodoxie și catolicism, privind scindarea catolicismului care, spun ei, ar putea să se întâmple în 2023. Menționam faptul că în ideea ecumenismului, Biserica Ortodoxă este afectată mereu de deciziile care se iau în cadrul catolicismului. Și dacă Biserica Romano-Catolică vrea într-adevăr unitatea, și o vrea, e clar, sub egida ei,
Atunci trebuie să facă niște pași cât de cât. De aceea și menționam chestiunea celibatului preoților, care i-ar apropia foarte mult de ortodoxie. Bănână Lupu, la ce s-ar putea aștepta ortodoxia, Biserica Ortodoxă, în mișcarea aceasta și în subiectul acesta al scindării catolicismului, care ar putea să aibă loc în 2023? Da, mulțumesc pentru întrebare, nu fac decât să continui ideea care o aveam câteva secunde mai înainte. Eu văd că procesul care a început cu Biserica Reformei, acum se desfășoară din plin cu Biserica Catolică și, în mod logic, va atinge Biserica Ortodoxă și cred că nu peste foarte mult timp și bisericile necreștine, islamul și comunitatea evraică va trebui să discute problema aceasta. Deci Biserica Ortodoxă nu va scăpa, este deja în plină dezvoltare tema homosexualilor în Biserica Ortodoxă, chiar dacă nu este afruntată în mod direct dogmatic, ea există, se discută despre ea la nivel local și va trebui, bineînțeles, să ia o poziție oficială. Nu va putea să rămână rigidă atât vreme cât noi suntem într-o comunitate europeană și care deja, din punct de vedere legal, se impun legi care n-ai cum să nu le iei în considerație. Mulțumesc foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc, în studio alături de mine încă se află pastorul Petrescu. Cum s-a văzut lumea religioasă? Concluzie. O lume tulburată, ca întotdeauna, o lume care încearcă să se acomodeze realităților societății, o lume în care, din păcate, privind la ceea ce se întâmplă, Dumnezeu nu prea își găsește locul, ci își găsește locul politica, lupta pentru putere, de un fel sau de altul, chestiuni de negocieri diplomatice, sondarea opiniei publice și unde este adevărul. Pentru că în loc să sondezi opinia publică, și nu zic că e rău asta, dar asta nu-ți va da un rezultat valid, ar trebui să sondezi cuvântul lui Dumnezeu, să vezi ce spune Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, ne vedem și mâine. Vă aștept la aceeași oră. Aici se încheie lumea religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Numai bine vă doresc!